Am luat anumite decizii foarte necugetate. Am ales bărbați nepotriviți în viața mea. Am căutat întotdeauna iubirea în locul nepotrivit. După 2 zile de la nuntă, am înțeles că mama lui chiar avea o problemă cu mine. În loc de luna de miere, eu am ajuns într-un refugiu cu cel mic. Am cunoscut pe bărbatul care avea să-mi schimbe, sau avea să marcheze viața. Un egiptean care era însurat. Mi-a dat de înțeles că aș putea să-i devin cea de-a doua soție. Făcea nebunii pentru mine. Cred că era îndrăgostit. Era și foarte manipulator, mă controla, era foarte gelos. JusConsult, cetățenie română, lansează o super ofertă pentru cei care urmează să transcrie certificatul de naștere și cel de căsătorie românesc. Ai 10% reducere pentru fiecare certificat românesc transcris cu ajutorul companiei. Cu peste 20 de ani de experiență în domeniul perfectării actelor românești, JusConsult îți oferă siguranța și garanția de care ai nevoie. Transcrie actele de stare civilă legal, rapid și cu 10% reducere. Sună la numărul afișat pe ecran și bucură-te de ofertă! Astăzi vă prezint istoria Verei, care după o căsnicie de câteva zile a trecut și printr-o relație cu un bărbat însurat care și-o dorea doar pe post de amantă, dar care o mințea că o va lua de soție. Am observat că protagonista monologului de astăzi este o femeie vulnerabilă, afectată de cele prin ce a trecut, dar care are dorința să-și depășească traumele și să trăiască o viață frumoasă, în ciuda toate. Însă, înainte de a afla istoria, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel ca să fiți la curent când voi posta un video nou. Iar dacă ai și tu o istorie de viață interesantă pe care vrei să o povestești, te rog să-mi scrii un mesaj aici, pe Instagram, și poți fi unul dintre următorii eroi ai monologurilor. Mulțumesc mult! Mă numesc Vera, sunt din România, am 35 de ani, locuiesc în Marea Britanie de 12 ani. Și am avut o copilărie marcată de violență domestică în familie, lucru care mi-a marcat viața profund, viața mea emoțională, drept care am luat anumite decizii foarte necugetate, care mi-au afectat drumul în viață și până în prezent. Am ales bărbați nepotriviți în viața mea, am fost naivă, am avut o căsătorie care a durat doar 2 zile și la câțiva ani după am fost într-o relație cu un bărbat însurat, lucru cu care nu mă mândresc deloc și pe care îl regret. M-am născut într-o familie cu 5 copii. Eu sunt al 4-lea copil și după ce s-a născut surioara mea cea mică, Maria Cristina, mama mea s-a îmbolnăvit. A făcut o depresie postnatală, nu știu exact, eu eram mic, aveam 1 an jumătate. Mama a fost internată în spital și sora cea mare, Elena Daniela se numea, a preluat toate greutățile din casă. Tatălui meu i-a plăcut să bea și avea un serviciu care făcea acest lucru foarte posibil, a lucrat în restaurant și venea acasă târziu, venea acasă băut, cu dorință de petrecere, de scandal și ne trezea din somn, ne teroriza într-un fel și mai ales pe mama mea. Când mama era acasă, când nu era în spital, că mama era ba acasă, ba în spital. Și când era acasă, tatăl meu o cam umilea și am trăit într-un mediu foarte traumatizant, plin de certuri, violență fizică uneori și sărăcie. Îmi amintesc o situație când tatăl meu a bătut-o pe mama foarte tare, iar eu am vrut să o ajut. Și el a venit după mine, m-a prins și mi-a rupt tricoul. Eram destul de mică, nu mai știu câți ani aveam, poate 7 ani, poate mai puțin. Și după ce a bătut-o pe mama destul de tare, a plecat de acasă. Tatăl meu
venea deseori beat acasă. De fapt, de cele mai multe ori, el doar venea noaptea târziu și pleca dis de dimineață. L-am iubit foarte mult pe tata, pentru că atunci când era treaz, era o persoană foarte amuzantă, făcea mereu glume, dar nu prea îl vedeam treaz. Și din orice se isca un scandal. Deci el și mama mea erau total incompatibili. După, deci țin minte un moment când a bătut-o foarte tare și a plecat de acasă și eram foarte amărâți. Nu aveam nici ce să mâncăm. Mama fiind pensionară și țin minte că ne-au dat niște vecini să mâncăm, niște vecini săraci și ei. Și hăinuțe și de cele mai multe ori mai mergeam și la biserică, nu știu, ne mai ajuta și biserica. A fost destul de complicat. Un moment care m-a marcat pe mine și până în prezent mă marchează a fost când a tăiat lumina, pentru că n-am avut bani să plătim și atunci tatăl meu a plecat de acasă și ne-a lăsat singuri. Și a trebuit să învăț la lumânare, să-mi fac temele și nici mâncare nu prea aveam și țin minte că aveam niște spaghete pe care le luasem să mă joc cu ele și le aveam printre jucării. Și atunci sora mea mi-a zis să le caut și și le-am gătit. Deci au fost momente foarte grele care m-au marcat. Nu aveam șampon, mă spălam cu săpun de casă, nu aveam gel de duș, nu aveam deodorant. A fost o copilărie foarte grea. Cel mai mult m-a marcat în copilărie dimineața în care m-am trezit să mă pregătesc pentru premierea clasei a doua sau a treia. Eram foarte fericită pentru că am luat premiul întâi și am vrut să mă duc să-mi trezesc sora, care dormea în aceeași cameră cu mine, dar într-un pat diferit. Și când am fost să o trezesc din instinct, pentru că dormea pe burtă, nu știu de unde acest instinct, am pus mâna pe spatele ei și am văzut că nu respiră. Și atunci mi-am chemat mama și i-am spus și când am întors-o pe sora mea, deja ochii ei erau duși, erau stinși, încă era caldă, am chemat salvarea, dar din păcate era prea târziu. Și asta a fost prima mea experiență cu moartea, la o vârstă foarte fragedă. Și m-a marcat profund, pentru că până în ziua de astăzi trăiesc cu teama că cineva drag va muri. Și din acest motiv, cred că este ca un sindrom compulsiv. Mereu mă rog la Dumnezeu, Doamne, te rog să nu moară nimeni. Mereu am anxietatea asta și uneori chiar încep și plâng din senin gândindu-mă că într-o zi va muri cineva drag și încerc să le fac pe plac celor dragi de teama că dacă vor muri îmi va părea rău. Deci am crescut cu acest sentiment de vinovăție. Nu știu de ce neapărat m-am simțit vinovată. Medicii au constatat că sora mea a murit de inimă, a făcut un stop cardiac. Avea doar 23 de ani și nu cunoșteam că are vreo boală de inimă. În schimb, eu întotdeauna în sufletul meu am crezut că ea a murit din cauza că suferea de depresie, pentru că înainte cu 5 zile, eu fiind acasă cu ea, eu aveam 10 anișori neîmpliniți, ea avea 23. Și țin să menționez că ea m-a crescut pe mine atunci când mama era în spital, ea era ca mama mea. Dar sora mea era foarte, foarte nefericită, foarte tristă și neînțeleasă de nimeni. Și la un moment dat a luat un pumn de pastile și l-a dat pe gât. Iar eu, așa mică cum eram, am realizat că nu este în regulă, nu e ok. Și am încercat să o opresc. Când au venit părinții acasă, le-am spus și au dus-o la spital și au făcut spălături. Asta era într-o seară de luni și vineri dimineață nu s-a mai trezit. Nu au găsit în sânge aceste medicamente, dar eu cred că depresia este cea care mi-a ucis sora. Peste ani am înțeles că lucrul care a dus la depresia surorii mele
a fost exact dinamica din familie, dintre mama și tata. Dorința de a fi văzută, de a fi auzită, de a fi acceptată, pentru că tatăl meu a fost un bărbat care emoțional nu a fost prezent. Și fizic nu pot să spun că a fost foarte prezent, deși sora mea și tatăl meu aveau o relație bună, râdeau împreună, în schimb, atunci când el se îmbăta și devenea altă persoană și nu numai pe ea, dar pe toți ne insulta, ne numea ratați, ne numea cuvinte foarte înjositoare, ne spunea că nu o să reușim în viață, că nu avem valoare. Mie îmi spunea, țin minte, eram foarte mică și era Crăciunul, nu mai știu exact cu ce insistam eu, ca un copil, nu știu, vroiam ceva. Și el a spus că nu se poate, nu se poate și am început să plâng și el mi-a spus că sunt nebună ca mama. Și acest lucru chiar m-a afectat. Chiar am crezut chestia asta. Și în același timp și mama mea, datorită bolii pe care a dezvoltat-o, era ca, nu știu cum să spun, avea, nu pot să spun că dublă personalitate, dar deseori avea aceste episoade în care dacă era tensiune mai mare sau avea ceva important de făcut, ea se consuma așa de tare, nu dormea și după câteva zile devenea o altă persoană, nu mai ne înțelegeam cu ea, parcă nu mai era mama. Și atunci nouă ne-a lipsit și mama și tata. Am crescut mai mult singuri. Am realizat cu timpul, pe măsură ce am înaintat în vârstă și m-am lovit de așa de multe evenimente neplăcute, am realizat că totul a survenit traumelor din copilărie și complexelor pe care le-am dezvoltat, că am ales întotdeauna, am căutat întotdeauna iubirea în locul nepotrivit. Deci în această căutare de a găsi familia unită, familia perfectă, am mers cu capul înainte, cu ochii închiși și m-am aruncat în brațele unor persoane care nu aveau nicio credibilitate, dar eu, naivă, am crezut în ei. Având acest complex al, cum să spun, în engleză daddy issues, nu știu exact cum să traduc, am înțeles, chiar acum, de curând am înțeles, că eu pe tatăl meu l-am căutat, în toți bărbații. Eu am crezut că am fugit de violența fizică, dar eu, de fapt, am fost mereu atrasă de bărbați care nu au fost prezenți emoțional, bărbați care mă tratau cu indiferență, bărbați care nu mă puneau pe primul plan, bărbați care mă făceau să sufăr. Eu, dacă nu simțeam durere, nu credeam că e iubire. Deci eu întotdeauna am respins bărbații care au fost interesați, ca și cum, nu știu, mă deranjau, mă sufocau. După ce am terminat facultatea, la un an de zile, am decis să plec în Marea Britanie. A fost un vis pentru mine și am reușit să ajung în Jersey. Este o insulă care face parte din UK. Acolo l-am cunoscut pe viitorul tată al fiului meu. Și la scurt timp am rămas și însărcinată. A fost dorința noastră, amândoi doi tineri, probabil care au venit din medii neprielnice. Amândoi ne doream o familie. Din nefericire, nu ne-am cunoscut suficient de bine și relația nu a fost așa de pozitivă. Ne-am cunoscut când eu m-am angajat la un hotel ca menajeră. Și el era grădinar. În ziua când am primit cheile de la camera unde urma să locuiesc în hotel, el a apărut în fața mea, tocmai venea de la duș, avea un prosop înfășurat și era tot bronzat. Soțul meu era portughez. Și în momentul când l-am văzut, am simțit că ceva se va înfiripa între noi. A fost pur și simplu, am știut în inima mea, deși el nu a fost interesat de mine. El avea mai multe fete în jurul lui și
Întâmplarea face că la sfârșit, chiar când să terminăm contractul, noi ne-am îndrăgostit și chiar el a fost cu ideea să avem un copil după 3 săptămâni de relație. Iar eu sunt o fire naivă, cum am spus, și visătoare. Atunci eu, când mie îmi plăcea foarte mult de el și cred că mai mult ca să rămân cu el, pentru că trebuia să plecăm amândoi în țara lui, și am decis, bine, chiar îmi doresc o familie. Am aflat că sunt însărcinată când am fost în Portugalia să-l regăsesc, pentru că noi ne-am separat pentru câteva luni și am făcut testul și a ieșit pozitiv. Eu atunci m-am speriat foarte tare, pentru că noi trăiam în 2 țări diferite, dar el a fost foarte fericit, era în al 9 la cer și m-a asigurat că totul va fi bine. Deși tatăl meu mi-a spus că dacă cumva sunt însărcinată, va trebui să pierd sarcina, pentru că acest bărbat este din altă țară, de la alt capăt al lumii și că mă va părăsi. Cu toate astea, am avut încredere în el. M-am întors în țară pentru că nici eu, nici el nu aveam suport financiar, nu aveam bani. A trebuit să stau 6 luni fără el în România. Am avut o sarcină toxică și n-am avut sprijin din partea familiei, decât din partea mamei. Mama a fost singura și unul dintre frați care m-au felicitat și mi-au spus să fă copilul acesta, pentru că e o binecuvântare. Ne-am reunit după 6 luni de zile, eu eram, sarcina era foarte înaintată, a fost bine câteva săptămâni numai, dar după aceea ne-am dat seama că suntem total nepotriviți. El era exact așa cum am spus mai devreme, genul bărbatului care nu este prezent emoțional. Iar eu toată viața am căutat nevoia de atenție, nevoia să fiu iubită și văzută, iar el era exact opusul. De multe ori îi spuneam ceva mărunt și se enerva și câteodată chiar mă insulta și nu mă mai băga în seamă. O zi, 2, 3, iar eu nu cunoșteam pe nimeni acolo în Marea Britanie. Ne-am mutat în Anglia, în Marea Britanie, și nu cunoșteam pe nimeni și mi-era foarte, foarte greu. Copilul a venit pe lume și am fost foarte fericiți, mai ales amândoi am fost foarte fericiți în anul la cer. După apariția copilului, chiar dacă lucrurile nu mergeau strălucit, am decis să facem pasul și să ne căsătorim. Am început pregătirile modeste de nuntă. Familia lui din Madeira, din Portugalia, a venit. A venit și familia mea. Aproape toți membrii familiei erau foarte fericiți. Au venit și niște prieteni din străinătate. Nunta a fost simplă. A fost simplă, dar foarte frumoasă. A fost una dintre cele mai fericite zile din viața mea. Căsătoria a fost doar o căsătorie civilă la primărie, la care au participat familiile noastre și câțiva prieteni. Apoi am fost la un restaurant frumos. Totul era foarte bine, dar am observat că mama lui și sora lui nu erau foarte încântate. Nu prea vorbeau cu partea mea de familie și asta... Nu am stat mult să mă gândesc, pentru că eram în euforie. Dar după 2 zile de la nuntă am înțeles că mama lui chiar avea o problemă cu mine, mama lui și sora lui, pentru că și-a schimbat comportamentul total față de mine și familia mea și nu mai vorbea deloc cu noi. Și am înțeles și de la soțul meu că i-a reproșat că nu este mai autoritar cu mine, că mă lasă să fac ce vreau. Iar probabil la ei, în cultura lor, probabil că femeia este submisivă bărbatului. La 2 zile de la nuntă, această doamnă, mama lui, l-a influențat și el m-a abuzat fizic dintr-o prostie. De fapt, m-a abuzat și fizic și verbal, chiar de față cu
familia mea, cu prietenii noștri și cu, și cu mama și sora lui. Sora lui îl avea pe băiețelul meu în brațe în momentul respectiv și îmi reproșa că nu sunt o mamă bună, ceea ce este departe de adevăr din punctul meu de vedere. Atunci, într-o prostie, s-a întâmplat acest eveniment neplăcut și eu am plecat, am fugit la niște vecini care au chemat poliția. El a fost arestat pentru o noapte, iar eu cu copilașul meu a trebuit să strângem tot ce aveam și să plecăm într-un refugiu pentru mamă și copil. Și iată, căsătoria mea de poveste, cum eu imaginam, s-a terminat atât de prematur, deoarece eu nu am putut să tolerez violența fizică la care am fost martoră toată copilăria și adolescența mea. Noi de atunci ne-am separat. El și-a continuat viața pe un alt drum cu o altă femeie, cu care are 2 copii, dar am păstrat o legătură amiabilă și mai caută pe cel mic, periodic, să zic, o dată la o lună, două, dar nu este prezent în viața lui ca un tată, nu se implică în educația lui, mă simt ca și cum ar fi un unchi îndepărtat, pentru că toate deciziile le iau singură. În refugiu a fost bine o perioadă, dar s-a instalat acel sentiment de anxietate. Pe măsură ce trecea timpul, am început să realizez că am înțeles ceea ce mi s-a întâmplat. A fost un mare șoc pentru mine. În loc de luna de miere, eu am ajuns într-un refugiu cu cel mic. Faptul că el a început o relație cu altcineva, pe care a și publicat-o pe Facebook, pe mine m-a lovit din plin. La insistențele tatălui meu m-am întors în țară cu copilul, unde am suferit o mare depresie și era să-mi pierd viața. Această depresie pur și simplu m-a transformat total. Nu mai puteam să gândesc, nu mai puteam să vorbesc foarte bine, să-mi adun gândurile. Singurul meu gând era regretul de ce am ajuns iar în același iad. Pentru mine, casa copilăriei era un iad. Îmi veneau numai evenimente traumatizante, minte, certurile, moartea surorii mele. Nu puteam nici să am grijă de mine, dar de cel mic. Nu puteam nici să mă spăl la cap. Și am cerut ajutor familiei, dar nu prea, oamenii nu prea iau în seamă depresia. Pur și simplu rare persoanele care chiar cred. Ei spun că nu ești, ei spun că ești leneș sau nu știu, pur și simplu nu vor să creadă. Cu greu am reușit să depășesc această situație, numai după ce am decis să iau o valijoară și pe fiul meu și să plecăm înapoi în Anglia. La o persoană, o prietenă pe care nici nu o cunoșteam foarte bine. A fost ca un înger pentru mine această fată care mi-a găsit un job chiar a doua zi după ce am ajuns într-un restaurant și avea grijă și de fiul meu în timp ce eram la servici. Vreau să vă spun că mergeam pe jos câte 40 de minute dus, 40 de minute întors printr-o pădure ca să ajung în acel restaurant, într-un parc se afla acel restaurant. Și așteptam și mă rugam ziua în care am să fiu iarăși un om normal, pentru că nu mă mai simțeam un om normal. Timpul a trecut și încet mi-am revenit. Pur și simplu a fost o zi în care m-am trezit și m-am uitat în oglindă și m-am văzut frumoasă, pentru că mă consideram cea mai urâtă și cea mai rea persoană de pe planetă. La câțiva ani după, de fapt, nu foarte mult timp, întâmplarea a făcut că a trebuit să plecăm din casa prietenei mele. Din păcate, nu ne-am mai putut ține și relația s-a terminat nu foarte frumos, datorită iubitului ei, care, nu știu, era o gelozie la mijloc. Și am rămas, iarăși, fără acoperiș. Chiar fără acoperiș.
a trebuit să mă mut într-un alt oraș cu ajutorul unei fete pe care am cunoscut-o în refugiul Mamă și Copil. Vreau să menționez această fată pentru că este îngerul meu, un alt înger din viața mea. Este o fată din India, iar ea și soțul ei pur și simplu au fost ca o familie pentru noi. Ea ne-a ajutat să găsim o chirie, primul nostru apartament micuț, și acolo am luat-o de la capăt. Pentru prima oară eu și fiul meu. La scurt timp l-am cunoscut pe bărbatul care avea să-mi schimbe, avea să marcheze viața. Un egiptean care era însurat. Eu lucram într-un magazin ca manager și recepționeră, un magazin micuț de croitorie, iar el a apărut într-o zi cu aroganță, mergea cu aroganță magazin, eu l-am confundat cu soțul colegii mele, iar el m-a luat peste picior. Mai târziu am aflat că el era de fapt unul din patronii acelui magazin. Nu mi-a plăcut atitudinea lui arogantă, nici măcar nu trecea prin minte ceva. Dar el încet, încet a început să vorbească cu mine, venea nu foarte des, dar venea periodic. Țin minte că într-o zi a venit la mine și îmi spune: uite, asta este numărul meu de telefon, dacă e vreo problemă, te rog să mă suni, dacă magazin... Iar eu nici măcar nu am luat hârtiuță, am lăsat-o acolo pe birou și am lăsat-o acolo prăfuită, niciodată nu m-a interesat. Dar celălalt șef mă cam hărțuia. Era deci partenerul lui de afaceri era iranian și era acolo mai mereu. Și mă cam hărțuia și se purta urât cu mine, pentru că eu am înțeles atunci când ești emigrant, oamenii te tratează altfel, mai ales când ești mamă singură, nu ai familie, nu ai spatele nimănui. Și acest bărbat, viitorul meu partener, a început să-mi arate căldură. Am înțeles că are soție, că are doi copii, mi-a arătat poză cu ei, iar eu, foarte naivă, stăteam de vorbă cu el. El m-a întrebat despre viața mea, era un bun ascultător, avea un ton foarte jos. Pur și simplu am simțit o conexiune cu el. Îmi dădea sfaturi și mi-a spus să nu mai stau acolo, că nu e pentru mine, că pot mai mult, pot să fiu traducătoare sau ceva potrivit mie. Și mi-am dat demisia, nici n-am mai așteptat. Mi-am dat demisia foarte repede. Moment în care el a văzut că plâng și mi-a spus: haide să ieșim la cină împreună. Iar eu i-am spus: nu pot să ies la cină cu tine, nu vroiam să ies, nu aveam niciun gând să ies cu el. Dar el a insistat și, nu știu, am cedat și am zis bine. Și chiar în acea seară a vrut să mă sărute. Iar eu m-am dat la o parte și am spus: nu, ce faci, nu e ok. Iar el râdea și părea că e timid. Chiar din prima seară m-a condus acasă și mi-a spus: sunt doar la un telefon distanță dacă ai nevoie de ceva. Era acel cântec, One Call Away, chiar era în vogă atunci. Și îmi spune: sunt doar la un telefon distanță, orice problemă, sunt aici. Eu voi fi colacul tău de salvare. El știa cât de greu mi-era mie, fără servici, nu știu, dădeam numai din problemă în problemă. Și nu l-am căutat. În schimb, m-a căutat el. Era într-o noapte, fiul meu era bolnăvior și mă ținea trează acest lucru, iar el mă caută și îmi spune: scuze că te-am trezit. Și am spus: nu, e cel mic bolnăvior. Și atunci el m-a întrebat dacă poate să mă ajute cu ceva. Iar eu i-am spus că avem în Anglia... Este foarte mult mucegai, foarte multă umezeală și copilașul meu are probleme respiratorii. Îi spusesem de chestia asta și el mi-a spus că are un aparat dezumidificator
și că poate să mi-l dea chiar a doua zi. Da? În fine, el din seara aceea a început să mă contacteze în fiecare zi insistent, prin diferite metode, care mai de care mai atractive, pentru că eu eram de-a dreptul într-o situație foarte dificilă și chiar i-am spus că eu nu fac așa ceva, eu sunt și creștină și merg la biserică, deci, dar până la urmă m-am îndrăgostit. Până la urmă am cedat. Am realizat că m-am îndrăgostit într-o zi când el nu m-a mai căutat. Căutându-mă zi de zi, la un moment dat nu m-a mai căutat și am realizat că mi este dor de el. A urmat și primul sărut. Cam târziu, probabil 3 săptămâni, o lună. Și la scurt timp am fost și intim și atunci el s-a schimbat. După ce am fost împreună, el a devenit mai rece, brusc. Iar eu știind povestea, pentru că în viața mea am mai dat de astfel de, mă refer bărbați care m-au păcălit, să zic așa, am simțit că s-a schimbat ceva. Dar el mi-a făcut o promisiune și mi-a spus să nu-mi fie teamă că mă poate angaja el la o altă firmă la care este patron. Și așa, eu inițial nu am vrut. În schimb, era mult prea greu. Copilașul meu avea doar 5 anișori și nu puteam să stau fără job, pentru că n-aș fi putut să-mi plătesc chiria. Și am acceptat. Am acceptat să fiu cu el, deși nu eram cu el, deși el nu a spus că sunt iubita lui. Era foarte discret totul. Era manipulare, era, cum se zice în termeni în engleză, gaslighting. Era foarte subtil. El fiind musulman, el putea avea 4 soții, iar el mi-a spus chestia asta. Adică era un fel de, ca o promisiune, dar era pur și simplu ca o ceață. Deci nu știam exact încotro merg, pur și simplu știam că ne întâlneam din când în când și ne iubeam, dar nu numai ne iubeam. Că tocmai chestia asta m-a făcut să-l iubesc din toată inima. Ieșeam împreună, mergeam la restaurant. Cred că cel mai mult am fost la restaurant, dar era alături de mine când copilul era bolnav, ceea ce era foarte des, odată la câteva săptămâni el se îmbolnăvește de amigdalite. Iar el venea cu mine la doctor. El îmi lua medicamente, mergeam la cumpărături împreună. Îmi lua uniformă pentru cel mic. Că m-a făcut să simt că el este tatăl meu, care nu a fost prezent foarte mult în viața mea. Mă făcea să simt că este fratele meu, mă făcea să simt că e mama mea, era un tot pentru mine. Eu care nu am avut să se împarte de așa ceva, el era acolo, dacă îi spuneam, mi-este rău. El venea, zbura la mine, chiar dacă stătea la vreo 30 de minute distanță. Făcea nebunii pentru mine, cred că era îndrăgostit. Plângea pentru mine, dar era și foarte manipulator, mă controla, era foarte gelos, m-a acuzat de lucruri care nu existau. Iar lucrurile astea erau la ordinea, erau săptămânale. O zi eram fericiți sau câteva ore, iar apoi un alt personaj se transforma într-un alt personaj și începea să mă tulbure și să mă facă să-mi pierd liniștea interioară, pur și simplu am ajuns iar la depresie, iar la anxietate. Deși eu sunt creștină și practicantă, el m-a convins că religia musulmană este foarte ok și mi-a dat de înțeles că aș putea să-i devin cea de-a doua soție. Eu am simțit chestia asta și chiar am ajuns să mi-o doresc. Îmi plăcea foarte mult felul cum el își protejează femeia, chiar dacă avea scăpări. Eu am văzut că el își iubește soția. Mi-a spus întotdeauna acest lucru, că îi va fi loial și că nu o va părăsi niciodată. Și chiar plângea când povestea despre ea. Iar eu am admirat lucrul acesta, chiar nu vroiam să o rănesc. Dar această propunere nu venea în mod direct.
cu schimbările lui de atitudine și aveam perioade în care ne despărțeam, iar ne împăcam, am ajuns să fiu entuziasmată la gândul că voi fi măritată cu un musulman și că voi prelua tradițiile și obiceiurile lor și că voi fi cea de-a doua soție. Chiar el mi-a spus că niciodată nu voi fi pe primul plan. Dați-vă seama ce nivel de stimă de sine scăzut am avut. Relația noastră era foarte pasională. Chiar și acum, chiar dacă el nu mai este în viața mea, pot să vă spun că îmi amintesc cu mare drag. A fost prima mea iubire și probabil singura mea iubire, în afară de fiul meu. Deseori venea la mine. Când copilul era la școală, venea la mine și ne iubeam, dar nu se termina totul acolo. Mergeam să luăm cina împreună, uneori dis de dimineață ne întâlneam, eu fiind și angajata lui, mai mult în acte. Plecam dis de dimineață, luam breakfastul împreună, după cu mașina lui, călătoream în Londra sau în ce alt oraș avea el treabă, își făcea treburile, eu mă mai plimbam puțin, îl așteptam. După aceea veneam acasă, ne vedeam foarte des. La un moment dat chiar simțeam că suntem împreună, adică că suntem doar noi doi în relație. A fost frumos, a venit și în România odată, mi-a cunoscut familia când fratele meu a suferit un atac cerebral. El a venit și ne-a susținut și financiar și moral. Totuși, trebuie să menționez că atunci când venea timpul ca el să plece la sfârșitul zilei sau chiar și în mijlocul zilei când trebuia să se întoarcă acasă, sufletul meu era pur și simplu frânt. El închidea ușa și mereu rămâneam cu acest, în urma lui închidea ușa și rămâneam cu acest sentiment de abandon. Mereu îi spuneam, când ne mai vedem? Și mereu plângeam. Și el, ne vedem, stai liniștită. Iar eu mereu îi ceream să-mi lase ceva, să-mi lase ceasul lui, să-mi lase șapca lui, orice, doar ca să știu că se va întoarce după ele. De multe ori inventam motive ca să ne certăm și să nu mai vorbim câteva zile. Asta mai spre sfârșit, dar se întâmpla să mă și blocheze de foarte multe ori. Mă bloca pe e-mail, mă bloca pe telefon, mă bloca peste tot. Iar eu atâta rugasem că el îmi știa situația grea. I-am spus, te rog, nu mă mai bloca. Dacă am o problemă, tu ești singurul pe care pot să-l sun. Și zicea da și tot blocată era. Vreau să spun că nu banii au fost motivul pentru care am fost cu el. Ba chiar eu mai munceam și part-time ca să pot să nu creadă, el să nu creadă că cumva stau cu el pentru bani. Chiar dacă inițial fizic nu m-a atras, felul lui de a fi, faptul că m-a ajutat la greu și pur și simplu l-am iubit din toată inima. Era într-adevăr un amant minunat și cred că și chestia asta m-a ținut foarte legată de el. Pot să spun că de multe ori el mă respingea, iar eu eram cea care era dependentă de el. A fost foarte greu să trec peste această relație. Și așa, eu am crezut că el mă iubește. Nu știu, eu am considerat pasiunea, am înconfundat pasiunea cu iubirea. Rolul de amantă este o situație care te distruge. Îți distruge sufletul. Pot să spun că am simțit de-a dreptul că am murit. Pot să spun asta cu mâna pe inimă. Stima mea de sine scăzuse foarte tare și deși a trebuit să merg la terapeut, deși a trebuit să lucrez cu mine foarte mult, chiar și acum încă mai sunt momente în care mă simt, în care nu simt că merit mai mult.
Nu sunt mândră cu ce am făcut în niciun caz și îl rog pe Dumnezeu să mă ierte în fiecare clipă pentru decizia asta pe care am avut-o, dar încerc să fiu bună cu mine și să realizez că am făcut acest lucru datorită copilăriei tragice pe care am avut-o. Nu încerc să-mi găsesc scuze, dar încerc să conștientizez de ce am căutat iubirea în locul nepotrivit. De ce am considerat eu că pot să fac un așa compromis și poate acea femeie să sufere din cauza mea, deși eu spuneam că nu, că ea nu știe, că nu, că el o tratează frumos, dar în realitate femeile simt când bărbații le înșală și pentru asta regret foarte mult pentru ceea ce am făcut. Și da, după cum am spus, nu sunt mândră de mine. Eu în timp am realizat că el nu avea să mă ia de soție niciodată, că el de fapt nu mă iubea cu adevărat și că eram doar ca o jucărie pentru el, pe care o lua când avea nevoie, o folosea și apoi o punea la loc în dulăpior, o încuia și pleca. De multe ori eu nu înțelegeam de ce este gelos. De ce nu mă lasă să îmi găsesc pe altcineva? Dar apoi am înțeles și că, virgulă, chiar dacă nu mă iubea, nu dorea nici să fiu altuia. Și am trăit în această ceață o perioadă foarte lungă de timp. 5 ani jumătate, cred. Iar în tot acest timp, am fost într-o confuzie totală, în care pur și simplu nu mai știam cine sunt, pur și simplu nu puteam să cresc. Relația fiind toxică, eu eram, am înțeles că eram codependenta și el era dominatorul. Iar în această relație este foarte, foarte greu de depășit, pentru că este ca un drog. Aceste persoane narcisiste sunt foarte speciale. Pot fi foarte, foarte interesanți, foarte șarmanți, foarte buni și în același timp foarte răi. Iar noi, victimele, depindem foarte tare de acest drog pe care ei ni-l inserează în sânge, nu știu cum să spun. Pur și simplu, i-am spus și lui, am nevoie de dezintoxicare. Nu puteam să depășesc momentul pentru că suferința era atât de mare. Simțeam că îmi sângerează inima. Dar atunci și spuneam, niciodată, Doamne, n-am să mai fiu cu el. Ajută-mă. Și când venea înapoi, mă muiam. Sufletul se topea și uitam tot. Nu mai conta nimic. Parcă nu mai aveam creier. Pur și simplu, lumea îmi spunea, da, ai uitat că ai mai spus asta. Nu, că de data asta o să fie altfel. Întotdeauna am crezut că se va schimba, dar matricea era aceeași întotdeauna. La un moment dat am decis că eu nu mai vreau și nu mai pot să fiu amantă, pentru că asta mă ucide. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, cu multe rugăciuni și mult plânset, am început să lucrez cu mine din greu. Am apelat chiar și la psiholog și mi-am găsit și un job foarte bun. Și încet, încet, am prins puterea să spun nu. Am prins puterea să nu mai fie teamă. Ce voi face fără el? Cum voi reuși? Și pur și simplu să mă încred în Dumnezeu și în puterile mele. Și Vera, pot să spun că nu mai este. Acum sunt o altă persoană. O persoană nouă care o ia de la capăt și am încredere că n-am să mă mai dezamăgesc și că de acum înainte am înțeles, am învățat lecția și am să mă feresc de aceste situații. Și rog și sfătuiesc toate femeile care sunt în situație similară să fie atente, să nu fie naive, nu vă îmbătați cu apă crezând că ele vă vor lua de soție.
nu îi credeți când vă spun că au probleme acasă, că nu se înțeleg cu soția sau că vor divorța. Acestea sunt doar vorbe goale. Fiți atente și precaute și, țineți-vă departe de acest fel de oameni. Pentru că dacă le înșală pe ele, cu siguranță se va repeta istoria și cu voi. Voi vă pierdeți viața și tinerețea cu niște bărbați care nu vă apreciază și care doar vă folosesc ca pe un obiect sexual, din păcate. Între timp, m-am angajat la primăria din districtul unde locuiesc și este o adevărată binecuvântare. Viața nu este roz încă, încă avem dificultăți financiare, nu numai financiare, dar viața în Marea Britanie, viața în străinătate nu este ușoară. Să fii mamă singură cu copilașul tău printre străini este foarte, foarte greu. Îmi lipsește foarte mult familia, îmi lipsește grija celor dragi. Am momente când sufăr foarte mult pentru că simt că am nevoie de cineva în echipa mea. Îl am pe cel mic, dar nu este corect să mă aștept ca el să facă lucrurile pe care le-ar face un adult. Îmi doresc să am pe cineva aproape căruia să-i pese atâta tot. Nu neapărat un bărbat, dar pur și simplu o figură în viața noastră care să mă întrebe, ești bine? Ai mâncat ceva azi? Uneori uit să mai mănânc. Uneori uit să mă îngrijesc. Așa de mult, nu știu, e greu. Dar ne descurcăm și știu că încet, încet vom fi bine cu ajutorul lui Dumnezeu, atâta timp cât mă țin departe de persoanele care vor să mă folosească. Și nu mă refer numai la bărbați, mă refer în general, sunt foarte multe persoane care profită. Mi-am încălzit alinarea pe TikTok, nu de mult. Am realizat o latură a mea pe care nu o știam. Pot să mă transpun în pielea acelor personaje. Fac tot felul de clipulețe, dansez, fac glumițe și spun anumite lucruri motivaționale. Iar răspunsul pe care îl primesc din partea publicului mă hrănește. Îmi dă acea validare pe care mi-am dorit-o mereu. Știu și mi s-a reproșat că de ce vrei validare, mai ales de la bărbații pe care i-am dorit în viața mea. Dar eu cred că toți avem nevoie să ni se spună, meriți, bravo, ești bine, faci bine. Sfatul meu pentru toate femeile este să nu uitați de sufletul vostru, să nu lăsați oamenii să vă calce în picioare, pentru că vă pot promite că veți cunoaște persoana potrivită, dați-vă timp și aveți încredere în dumneavoastră, în Dumnezeu. Și o vorbă la care eu fac referință mereu, după iarnă, primăvara sigur va veni. Cu ceva timp în urmă am publicat un alt monolog cu confidențele unei femei care a fost amantă. Și ce m-a șocat e că n-am văzut niciun comentariu în care să fie condamnat bărbatul infidel. Doar femeia era judecată. Eu însă sunt de părere că în asemenea caz vina o poartă doar omul care este infidel, nu amanta sau amantul. Din cauza că majoritatea dau vina doar pe amantă, femeile precum Vera trăiesc cu sentimentul de vină, iar bărbații infideli continuă să facă ceea ce au făcut și până acum. Dar noi suntem conștienți de ceea ce facem. De aceea repet, doar cel care înșală poartă vina pentru infidelitate. Dacă v-a plăcut monologul de astăzi și aveți o opinie față de istoria pe care ați auzit-o, nu uitați să scrieți un comentariu, să puneți un like și să-l distribuiți ca să-l vadă și prietenii voștri. Mulțumesc!